Bună ziua, vărsător! Vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Vărsător, continuăm lovescope-ul nostru pentru luna septembrie 2020 cu zodia voastră. Voi v-ați clasat în luna august pe locul 4 din punct de vedere al vizualizărilor la momentul înregistrării. Și pentru voi vom extrage 3 cărți din setul ceștii de ceai, reprezentând trecutul, prezentul și viitorul, și veți vedea în funcție de situația prin care treceți dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea aranja anumite probleme sau situații cu ajutorul acestor recomandări. Firește, dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din mesaje, această citire nu este pentru voi. De asemenea, această citire este valabilă și pentru cei care au ascendentul Luna sau Venus în vărsător. Și haideți să vedem cărțile. Prima carte pe poziția trecutului este Virtuții. Cea de-a doua, prezentul, vine cu visuri sau planuri de viitor. Iar cea de-a treia și pe poziția viitorului este secrete sau bârfe. Haideți să le luăm pe rând. Deci avem virtuții sau principii după care tu trăiești și în care crezi. Vine cu indiciile etică, inocență, onoare, respect. Îți place și este o regulă la tine să trăiești după principiile iubirii și a adevărului în care tu crezi. Femeia care este la noi în imagine prezentată stă nemișcată, permițând acestui tip de meditație să își facă prezența și să o ajute să înțeleagă ce își dorește, să-și limpezească gândurile și să primească din această meditație anumite răspunsuri pe care le va găsi în interiorul sufletului ei. Florile din carte reprezintă abundență, iar pasărea care stă pe colivie, de asemenea, este mesagerul adevărului și a armoniei. Și ea vrea să trăiască în adevăr, da? Nu vrea să trăiască în minciună. Ceea ce ne spune că s-ar putea să ai anumite probleme în această privință cu partenerul sau partenera. Dacă ne uităm la următoarele cărți, îți faci planuri de viitor cu partenerul, dar apoi anumite secrete sau informații vor ieși la suprafață. Deci vei vedea în funcție de situația prin care treci în zona iubirii, dacă se aplică situații tale aceste recomandări și aceste mesaje și le poți interpreta în funcție de situația ta. Deci aceste virtuții în care tu crezi sunt foarte importante pentru tine. Cartea îți recomandă să te onorezi pe tine, persoana ta, și să trăiești, să nu te lași înduplecată sau să te lași păcălită de alți indivizi din viața ta. Trăiește după valorile și principiile care sunt importante ție. Acestea îți vor întări caracterul și încrederea de sine. Iar un bărbat care valorează aceste calități te va aprecia și pe tine, desigur. Apoi urmează visuri sau planuri de viitor pe care ți le faci împreună cu partenerul sau partenera. Vedeți, în spatele acestui cuplu este un balon de aer cald, ceea ce reprezintă planuri de viitor. S-ar putea să fie vorba despre anumite planuri de călătorie pe o durată mai mare de timp, pentru o durată mai lungă de timp, câteva luni sau ani, și la distanță mare.
Cuplul care este în imaginea noastră este foarte apropiat, se bucură de unul de celălalt și se simt binecuvântați pentru relația pe care o au. Această carte reprezintă că a venit timpul să-ți faci anumite planuri de viitor cu partenerul sau partenera, asta însemnând că sunteți nu chiar la început de drum. Și această discuție trebuie să aibă loc, da? Pentru viitorul vostru și în legătură cu viitorul vostru. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba despre deschiderea unui cont bancar împreună, dacă nu-l aveți încă. S-ar putea să fie vorba despre anumite economisiri pentru a achiziționa o casă sau un teren. Și posibile, după cum spuneam mai devreme, discuții despre călătorie peste mări și țări pentru luni de zile, deci pe o perioadă lungă de timp și la distanță de casa voastră. În orice caz, aceste discuții serioase pe termen lung vor fi și sunt pe drum. Această conversație trebuie să fie ușoară, în mod natural, să o faceți cât se poate de natural, să nu forțați nimic, să nu simtă partenerul că îl presați sau că o presați pentru ceva anume. Dacă vă trebuie unul sau celuilalt, unuia sau celuilalt mai mult timp pentru a reflecta sau pentru a vă gândi la această discuție, permiteți sau alocați-vă acest timp de reflecție în care vă veți da seama amândoi ceea ce doriți de la viitor și de la relația voastră. Și deci luați-o cât se poate de natural și fără să presați nimic. Apoi, cartea de pe poziția viitorului ne aduce secrete sau șoapte, anumite informații spuse în șoapte cu cea mai bună prietenă sau cu un membru foarte apropiat al familiei, cu mama, cu sora. Această carte vine cu indiciile secrete, cele mai bune prietene, o discuție, bârfe chiar, revelații. Cele mai bune secrete, spune cartea, sunt șoptite cu cea mai bună prietenă la o ceașcă de ceai. Întrebarea este dacă vei fi în postura în care vei împărtăși aceste secrete sau în postura în care vei afla anumite secrete de la prietena ta. În orice caz, îți împărtășești anumite sentimente cu cea mai bună prietenă, este necesară o legătură necesară care va forma o legătură mai strânsă între femei, între voi, prietenele. Această carte sugerează până într-un punct și, desigur, dacă simți că ai o persoană de încredere, să-ți împărtășești anumite sentimente sau simțăminte despre, și este vorba despre relația de iubire, vei primi anumite sfaturi sau idei care îți vor fi foarte necesare în viața ta romantică de acum înainte. Sau vei fi în postura în care vei afla anumite secrete, anumite informații, vei avea o revelație, poate, anumite bârfe pot ieși la iveală. Da, deci și aici veți ști fiecare, în funcție de situația prin care treceți, cum vi se aplică aceste. Având în vedere cartea dinainte, planuri de viitor, s-ar părea că unii dintre voi vă împărtășiți aceste planuri pe care le aveți de viitor cu cea mai bună prietenă sau cu mama, cu sora, cu cineva foarte, foarte apropiat. Le veți spune planurile acestea, deci implică pe termen lung, ceva pe termen lung și la mare distanță de casa de unde locuiți acum. Deci dacă este și cazul vostru, aceste secrete, aceste informații care ajung la urechile celelalte persoane, poate nu vor fi
100% bine primite, în sensul că își vor face griji pentru voi sau pentru tine, fiind la mare distanță, petrecându-se această călătorie pe o perioadă mai lungă de timp, și va trebui să accepte totuși, dacă este hotărârea amândurora ca pereche să faceți această călătorie, acest pas, va trebui să accepte prietena ta sau mama ta, sora ta. Este hotărârea voastră, faceți ceea ce simțiți că este bine pentru voi, da, și pentru viitorul vostru. De asemenea, în legătură cu aceste virtuți și principii, trăiți după ce vă spune inima, nu după ce vă spun anumite persoane sau după ce bârfe auziți în jurul vostru. Nu lăsați pe nimeni să vă strice planurile. Dacă voi simțiți că așa este bine pentru voi, faceți cum este bine pentru voi. Este foarte important să fiți voi doi fericiți, ca și cuplu, ca și parteneri, să vă fie bine vouă în relație. Restul bârfelor și anumite vorbe care ies, ignorați-le și trăiți după principiile voastre, da? Asta este concluzia. Acestea au fost recomandările pentru voi, vărsători, pentru luna septembrie 2020. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, puteți să vă realizați orice vă planificați. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!